Bun. Uh, suntem pe final, uh, domnul Tudorache. Uh, un mesaj de final către uh, toți cetățenii uh, sectorului 1, cetățeni care am văzut, am citit, lumea nu prea pare fericită. E adevărat, însă vom vedea la vot. Că dacă, doamna Clotilde Armand iese din nou primar și sunt convins că dumneavoastră o să-mi spuneți un nu cât Casa Poporului, că nu, oricum nu va ieși, așa ar însemna că oamenii au în continuare încredere și că asta e. Rămân totul doar la nivel de atacuri la domnia sa. Dar eu sunt feric convins că aveți un mesaj de forță de final pentru alegători. Să prezinte la vot Asta, nu, cred că asta e foarte important. Să se prezinte la vot și să nu le fie teamă că vor mai fi furați ca acum patru ani. Deci nu vor mai reuși să fure. Deci votul lor, votul cetățenilor va conta. Își vor primarul înapoi. Își vor primarul înapoi. Vor o revanșă. O revanșă față da, de acum patru ani. Am înțeles, da, da. Și să voteze cu încredere Daniel Tudorache pentru că Votul meu este uh, poza fiecăruia. Adică, prin vot, uh, eu vreau să le arăt fiecăruia dintre, uh, nu numai a, vot, a votanților mei, vreau să le arăt... A tuturor cetățenilor. A tuturor cetățenilor. Chiar și a, și, a, și, a, și a votanților, doamnei Clotin. Exact, că eu... Împreună cu ei, voi readuce sectorul acolo unde este locul. Deci pe adică sectorul, adică regele sectoarelor, nu regele gunoaielor. Exact, regele sectoarelor este sectorul 1 sau capitala capitalei. Capitala capitalei a fost înființată, ca să zic așa, de către Andrei Chiriman, primarul dinaintea mea. Am preluat acel deziderat. Uh -huh l-am ținut, ștacheta am ținut-o sus până în 2020, dar din Ion a existat acel furt și ne-a dus pe toți jos, jos, jos de tot. De deci să vină să voteze Daniel Tudorache pentru că așa o vom învinge pe Clotilde Arman și fiecare dintre dumneavoastră o să vă recuperați votul furat acum patru ani.